Și sunt chiar frumos momentul Dandi Buriță. Și cred eu că din momentul ăsta, prin contribuția celor care au luat cuvântul și care au citit, și prin faptul că au fost destul de numeroși oameni în sală, domnul Dandi Buriță va fi și mai cunoscut decât a fost cunoscut până acum. Dar, despre domnia sa, când se va vorbi despre domnul Codin Ștefan, o să vă mai vorbească și alți critici, dar eu zic să trecem la momentul Șerban Codrin. Nevastă când a citit poezia domnului Șerban Codrin, a zis, of, ce poet! Of, of, of! Of, 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 ce poet! Eu am zis, ah, ce poet! Da, corect. Deci merge și una și alta, da? Nu știu ce a vrut să spună prin of, 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 ce poet, dar eu cred că s-a referit la calitatea versurilor sale, la faptul că este un mare poet. Așa cred eu. Acum avem doi tineri actori care trebuie să plece, că au altă acțiune, și o să le dau cuvântul să citească câte un poem al domnului Codrin Ștefan. Eu am ales pâinea noastră la cina fără tine. Taină. Cina fără taină. N-am să citesc între până, pentru că este foarte lung, doar un fragment. Frâng dintr-o pâine neagră și înghit, ca în poezia altuia de foame, mănânc din coaja miezuri unei drame, mușc, rup, nu mă apropii de cuțit. Unealtă de călău și măcelar, cimestec, sfâșii, coaspră lăcomie, fără alte gânduri, fără bucurie, sătul de ieri, de mâine, temporal. Mai bine aș încerca să fug, decât să îndur cât mi se face de rușine de acest intrus, bamelic, deci de mine, și oricât de rătăcit, căzut, urât, cu întreagă omenească slăbiciune, mai cred în pâine ca într-o minune. Cârpiți, cu pantalonii prăfuiți, cu albiții, cum nu îmbracă nici cârpacii, în zori, greoi, cărând pe umeri sacii, cei mai purtoși, mai plini, mai văruiți, un meșter și ucenicii la un loc, slujesc între făină, apă, sare, o nuntă ca o binecuvântare la sfântă vrednicia unui foc. Lipii întinde, rotunjește pâini, covrigi și îndestulează cu iubire călări și victime, fără osebire, cu simple, numai amândouă mâini să fie tuturor de pomenire, flămânzi pe o lume smulsă din țâțâni. Eu am ales din drepturi de autor, mi-am cumpărat. Din drepturi de autor mi-am cumpărat un ceas cu stol de cuci și diamante, iaht între aventuri să-mi plimb amante, legat la cap cu eșarfă de virat. Și idei mi-am târguit și utopii, enigme și iluzii furibunde și șapte munți în lună să aibă de unde pământul răsărit sub nouării cu aripile necate în albăstrei. Și încă un felinat din calul mare, deloc să-l dau la schimb dintr-o întâmplare pe un măr mușcat de Adam cu îndoiel, cor mai beni mântuitor din fire să mă salveze de la mântuire. De când poet celebru am devenit, de cuie, sârme, șpani, ciurini abundă, iar câinii cei mai vredici mă confundă cu biciclistul bun de hingherii, la pâine, vânzătoarea cu mânuși de celofan mi-alege o lipie, cea mai subțire în pungă, strevezie, inscripționată muza lui Brâncuș. Energic, mă salută la balcon prosoape entuziaste și poporul cămășilor, ciorapii cu piciorul și sutiene în rang de fanion. Prin tălbi mă dor. Cu aspime colțuroasă, toți bolovanii când revin acasă.